Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Salutare! Bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta s-a născut în 1977 la Galați. În cuvintele sale, citez, vin dintr-o familie de romi săraci. Mama, vânzătoare de semințe, tata, docher în port. Încheiat citatul. Invitatul nostru e doctor în sociologie, directorul executiv al Agenției de Dezvoltare Comunitară Împreună. E specialist în analiza pieței muncii, ocupare profesională, politici de incluziune naționale și europene și dezvoltare comunitară. Doamnelor și domnilor, îi spunem bun venit la Garantat 100% sociologului Gelu Duminică. Salut! Salut! Gelu, încercăm un exercițiu de demontare a ideilor preconcepute, a șabloanelor, a clișeelor despre romi. Nu prea folosesc stereotip în emisiunea asta, cuvântul stereotip, pentru că pentru mulți dintre cei care ne urmăresc, fie nu înseamnă nimic, fie e un cuvânt din limba de lemn contemporană. Așa că o să folosesc clișeu, idee preconcepută, lucruri din zona asta. Încă ceva, cu speranța că nu ne reclamă nimeni la CNCD, o să formulez lucruri dure care se aud în spațiul public. Și o să te rog frumos să răspunzi la fiecare dintre ele. Începem? Te rog. Hai să zicem că încep cu un titlu pe care îl punem acum pe ecran, la baza ecranului, și scriu interviu cu un țigan. Cum reacționezi? Băi, e libertatea ta de a mă numi cum crezi tu, știi? Dar în același timp eu știu cum mă cheamă. Da, iar săracul covălnicianu încă de pre la începutul secolului XIX zice că țiganii între ei se numesc romi. Ei, atunci România nici măcar nu exista în spațiu public. În lucrarea sa de doctorat, ultimul paragraf, pagina 2, spun și unde este. Acum că tu alegi să mă numești altfel, nu-ți arăși decât tu limita ta. Da? Adică nu e limita mea. Tu poți să spui ce vrei. Da? În același timp, pentru mine, dacă ai formula în felul ăsta, nu aș spune decât săracul. Da? Da, e libertatea ta, Doamne iartă-mă. Adică... Hai să limpezim. De ce rom și nu țigan? Pentru că țiganul este decât o poreclă. Uh-huh. Undeva în 1919, imediat după Marea Unire, liderii romilor, care s-au unit și ei pentru a vedea cum se poziționează față de unire, au spus într-un decalog, într-o scrisoare publică, ceva de genul să se schimbe numele de batjocură țigan. Dar încă de acum 100 de ani. Termenul nu face decât să aducă aminte de perioada de robie. Da? Și nu este decât, are ca origine tinganos, de neatins, care desemna mai degrabă un grup de eretici decât o minoritate etnică. Da, pentru o Europa creștină, da, a fi de o altă religie, însemna să nu-l atingi. Că asta înseamnă tinganul, să ne atins. Și atunci, în spațiul românesc, a avut și conotația de rob, sclav. Ceea ce, bineînțeles, că populația asta, care a fost înrobită 500 de ani, nu a acceptat ca denominație. A, sunt foarte mulți romi care vin și spun, da, mă, suntem țigani, bineînțeles. Exact. Bineînțeles. Mai mult decât atât, o să spună, vreau să-mi spui țigan, nu sigur vreau să-mi că spui da. Acum, cred că toți avem în jurul nostru o mulțime de prieteni care au porecle. Eu aveam un prieten în cămin, da, pe care îl chema, uite, venea să spun, dar îi spuneam Scufi. Uh-huh. Pe el îl chema Mugurel. În momentul în care se prezenta cu cognomenul, cu porecla, Scufi. Da? Astfel încât pentru toți ceilalți ajunsese că lăsa să fie mai degrabă numele. El și l-a asumat. Mama la țară, la ea, este Lina lui Râpă. Dacă spune că e Lina lui Achiție, nu știe nimeni, trei sferturi de sat al lui Achiție. Dacă spune că e al lui Râpă, porecla, da? Devine deja așa, cognoscibil. Da. Însă, e corect, respectă valoarea demnității umane să-i spunem celuilalt pe o poreclă? Așa sunt foarte mulți copii care, dacă sunt învățați zi de zi că sunt proști, să spune, ești prost, nu ești în stare, etc. Ajung la un moment dat să spună ei înșiși că sunt proști. Bineînțeles, atunci noi ne argumentăm de fapt limita noastră, spunem, bine mă, dar tu spui așa. Bine mă, dar la când îți spune că vrei să-l numești rom, de ce nu-i spui tu? Da, știi, niciodată termenul ăsta am auzit, băi, atât de mișto, dacă înșa ai văzut meciurile alea România-Ungaria, da. Și când încep ăștia să strige, țiganilor, băi, exact. Se lasă cu proteste, mă, dacă strigau aia nemților, se mai supăra cineva? Nu. Și dacă e atât de frumos... Arienilor. Da, sau arienilor. Și dacă e atât de frumos, de ce te superi, mă? Adică, domnul Ștefănescu, de ce vă supărați că v-au făcut ăia țigani?
că uite, mie îmi spui că e foarte mișto. Cam asta ar fi reacția pe care aș avea-o dacă tu ai pune titlul ăla. Gelu, zic una dintre replicile dure cu variantele ei. Țigan împuțit, țigan borât. Ambele sunt destul de des utilizate, da? Și acum, dacă stăm și ne gândim undeva în dicționarul explicativ al limbii române din 1939, autor scriban, da, o să vedem o definiție la termenul țigan de te doare capul. Acum, trebuie să ne gândim, ăla e momentul în care definiția termenului de rom / țigan, termenul de rom, da, există în dicționare de multă vreme, capătă conotație de genul ăsta. Până atunci nu prea avea. Mai trebuie să ne punem oarecum în perioadă, da, da? Pe mișcarea eugenistă, scribanul, unul dintre eugeniștii de seamă, da, populația intelectuală românească căuta țapi spășitori și erau străini, evrei și țigani. Și toți aveau ancorate de ei epitete de genul ăsta, împuțiți, hoți, risipitori, da, fumători, cam asta se spunea, fumători, iuți la mânie, da, care nu făceau decât să caracterizeze subomul, omul inferior. Mișcarea eugenistă din România, considerând printre altele că țiganii alături de evrei ar trebui sterilizați, închiși în lagăre forțate, ceea ce s-a și întâmplat. Să spunem în două vorbe ce e mișcarea eugenistă. Mișcarea eugenistă e mișcarea intelectualității românești, care nu făcea decât să promoveze teoria asupra omului. Uite, foarte cât de simplu se poate. Teoria asupra omului nu era decât, aducea cu sine ideea că românii sunt rasa ariană, da, alături de germani și așa mai departe, și că minoritățile conlocuitoare, mai ales evreii, țiganii, da, folosesc terminologia vremurilor, sunt minorități inferioare care ar trebui stârpite de pe fața pământului. Și acum citesc din Cioran, spre exemplu, da, sau din Eliade, Paulescu, Hersenii și mulți, 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 mulți alții care aveau niște scrieri de te apuca plânsul. E, bine, toată ideea asta de țigan împuțit și așa mai departe este oarecum de acolo. Pe de cealaltă parte, trebuie să recunoaștem faptul că statutul social a romilor din spațiul românesc aducea cu sine inclusiv o pauperitate mult mai mare. Da. Era o sărăcie mult mai mare. Erau sclavi. Cea mai lungă robie, 500 de ani, atestați documentar, adică ca să înțelegem sclavia afroamericanilor, pe care noi am învățat-o, da, până de curând, avem doar 250 de ani. 250.000 de zrobiți. E bine, situația în România nu era cea mai bună pentru toată populația, pentru robi, și mai rea decât toată lumea. Așa că gradul de borătănie, da, împuțiciune în interiorul marginalilor era mult mai mare. Însă marginalitatea asta nu a fost una etnică, ci una impusă. Erai sclav, erai vândut în târg ca animalele. Da, erau politici de înmulțire a robilor, exact cum unul își înmulțește porcii. Da, Radu Jude aduce în aferin, da, câteva imagini despre genul ăsta. Așa că, din nou, cei care folosesc ideea asta nu fac decât să-și arate limita. Și aș mai pune încă o chestie. Băi, faptul că ești împuțit sau nu ești împuțit, că ești borât sau nu ești borât, borât având conotație de împuțit, este o chestiune etnică sau o chestiune de social? Cum e? Da. Este pur, sigur că este de social. Omul se naște bun, societatea îl distruge, zicea Rousseau, da? Așa că nu facem decât același lucru. Adică noi învățăm să ne spălăm, învățăm să ne curățăm, învățăm, suntem educați să facem anumite lucruri. Dacă sistemul eșuează, familia eșuează, sistemul ca un tot eșuează în a-mi transmite valorile acceptate de societate, e bine, când spui noi, te referi la noi toți. Mă refer la noi, societatea. Că nu uitați că România are cel mai mic consum de pastă, cel mai mic de dinți, cel mai mic consum de săpun. Asta, că nu se referă doar la minoritatea, da, română. Așa că nu are nicio legătură neapărat cu o minoritate. Da, pe nouă ne place să spunem, ăla e mai al dracu ca mine, dar e o chestiune care ține oarecum de cultura românească, prin cultură înțelegând tot ce am trăsit non-genetic. Bine le-a făcut Antonescu. Doar Antonescu ne-a salvat de ei. Ei, aici devin oarecum puțin mai subiectiv, pentru că familia mea a fost victima politicilor din acea perioadă și, uite, s-a legat cu ideea de eugenist. România a fost partea pogromurilor, partea axei răului în cel de-al doilea război mondial, și România a avut... Este cunoscut, conformitate cu raportul Elie Wiesel, ca al doilea stat ca duritate în ceea ce, da, un guvern național, da, în perioada celui de-al doilea război mondial. Imediat după ce a intrat în război, în 41-42, da, România a pus în practică cel mai mare pogrom împotriva evreilor, pogromul de la Iași și pogromul de la Odessa. După aceea, da, nemții au făcut multe alte lucruri.
În ceea ce privește romii, a fost pur și simplu ideea de sterilizare, da, deportare și da, moarte prin înfometare, că de fapt cam asta era. Dacă citiți documentele vremurilor, o să rămâneți oarecum stupefiat de sinenătatea cu care se discuta despre moartea mii de oameni în fiecare zi. Pentru că asta se întâmpla. Acum, că bunicul meu, parte din familia mea a fost deportată în acea perioadă, doar pentru că erau romi, dar în condițiile în care bunicul meu lupta pe frontul de est pentru România. Adică paradoxul este atât de mare încât bunicul meu a luptat și în primul și în al doilea război mondial. Și în semn de mulțumire, statul pe care, pentru care a luptat, i-a deportat familia. 25.000 de victime din rândul romilor. Marea lor majoritate copii. Așa că în momentul în care spui bine a fost Antonescu, pentru mine nu mai ești om. Adică nu poți să justifici, da, pogromul, nu poți să justifici Holocaustul, nu poți să justifici omorârea în masă. De ce? Pentru că tu ești un biet rasist? Pentru că tu vezi rău în celălalt și nu vezi rău din tine? E ok, e alegerea ta din nou. Da, dar Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău. Altceva ce poți să spui? Gelu, o să merg mai departe cu duritatea asta în expresie. Cum îi răspunzi pe înțeles cuiva care spune așa? Nu o să-mi demonteze mie țiganul ăsta la emisiune imaginea pe care o am despre eroul care e Mareșalul Antonescu. O, da, Doamne iartă-mă, știi, în fiecare există bine și rău. Da, dacă stai și-l asculți pe Jacqueline Kennedy vorbind despre Martin Luther King, o să afli că nu era chiar atât de sfânt Martin Luther King, da? În același timp, Martin Luther King a schimbat destinele, destinele noi societăți. Cu bunele și cu relele sale, Mareșalul Antonescu este judecat de istorie. Criminalii însă rămân criminali. Restul e libertatea fiecăruia, repet, eu nu sunt aici să dau adevăruri. Doamne ferește, da, ceea ce eu ofer în momentul de față, bineînțeles că sunt adevăruri subiective. Da, și pot fi considerate adevăruri utilitate pentru, da, venind de la mine. Însă liberul arbitru pentru fiecare funcționează. Și dacă nu ai liber arbitru, nu mai ești om. Dacă asculți ceea ce spun și încerci doar să înțelegi, e ok. Știi, studenților mei la catedră, eu le spun întotdeauna la facultate, rolul meu nu este să vă învăț. N-am cum să învăț în 12 cursuri cât avem noi într-un semestru. Rolul meu este să te provoc. Iar dacă tu continui demersul ăsta, după ce ai plecat din sala mea de curs, eu mi-am făcut treaba. Dacă cei care ne privesc în momentul de față, continuă demersul de a se informa, pornind de același ceea ce noi discutăm acum, e perfect. În rest, nu o să-l schimbe pe om, da, pe cineva care a auzit 30 de ani țiganii fură țiganii, pe fagă, o să zic, a, mă, știi ce o să zică? Da, mă, dacă toți ar fi ca ăsta, bă, ce mișto ar fi. Ajungem și la asta. Da? Ajungem și bun, la asta. Bun, atunci nu mai dezvolt. Mergem, uite cum ai început. Țiganul, toți țigani. E născut cu hoția în sânge. Toți țiganii fură și dau un cap. Așa e, dar studiile au arătat, aici trebuie să confirm, dar studiile au arătat că avem celule albe, celule roșii, plasmă și celule furăcioase. Așa e, da? Așa e, da? Și mai avem și celule cântăcioase, da? Când ne place ajungem muzica. Avem, ce să facem? Toate studiile, cercetătorii britanici au descoperit chestia asta. Bine, mă, da, bine. Da, știi, uite, era la un moment dat, a scăpat la un moment dat și pot să te pun în legătură cu secretarul de stat din guvernul Cioloș, care m-a sunat atunci, a scăpat o statistică din penitenciar, da, privind etnia infractorilor. Da. Și undeva în jur de 12% din sistemul penitenciar, da, din cei care erau în sistemul penitenciar, erau heteroidentificați, subliniez, heteroidentificați ca fiind romi. Au retras o formă. Să explicăm. Heteroidentificat înseamnă că tu spui despre mine că sunt rom. Da. Da? Au retras-o destul de repede, pentru că acea statistică încălca toate prevederile legale, da? O organizație chiar i-a acționat în instanță, un secretar de stat m-a sunat, Gelu, știi că a fost o prostie, da? Poți să te pun în legătură cu respectivul secretar de stat. Însă, eu am spus atunci, băi, pe mine nu mă supără, pentru că mie îmi convin cifrele astea. Pentru că populația de etnie română în spațiul românesc reprezintă 7%. Da. Da, avem o suprareprezentare, 12%. Logic, dacă ții cont de nivel de educație, sărăcie, etc., logica infracționalitatea să fie mai mare. Însă, dacă te uiți la nivelul de ce tip de infracțiune ai să vezi, ai să vezi că nu ei au treabă cu ceea ce înseamnă România în momentul de față, da, Bancorex, FNI, etc., ci e ceea ce se numește, da, infracțiune
de supraviețuire, de foarte multe ori. Așa o numește literatura, nu că ar fi să justificată. Nu se înțeleagă că asta justifică. Asta vreau să zic, nu că ar fi justificare, ferească Dumnezeu, da? Însă, de obicei, ceea ce englezii numesc petty crime, adică uite, da. Mic furtiș, mică mică infracțiune, uite că da. Nu mai știam cum să-i spun, îmi venea tot crime în minte. Și, există o suprareprezentare, sigur că da, de netăgăduit și dovedibilă. Însă, știi, stereotip înseamnă în momentul în care generalizezi pornind de la un fals. Da, iar în momentul în care tu vii și zici toată minoritatea e așa, da. Pentru că în momentul ăla comiți. Băi, să presupunem că 90% erau hoți. Să presupunem. Bă, dar eu nu sunt hoț. Da? Cu mine ce faci? Păi pui aceeași etichetă ca la ceilalți? Răspuns da. Și te judec a priori. Și îți dau nasoale, dar pentru că eu consider că tu meriți nasoale, că uite, toți sunt așa. Și alții ne dau nouă nasoale pentru că suntem români, dar nu ne gândim bine. Când atunci nu-i bine. Nu-i bine atunci. Atunci nu-i bine. Știi? E un tip de dublu standard pe care noi îl avem și pe care îl folosim. Adică a fura, a da în cap, nu știu, e o acțiune individuală. Da, cetățeanul Gelu Duminică decide să facă chestia asta, cetățeanul Cătălin decide să facă chestia aia. A extrapola pentru întregul grup de referințe e nasol. Doi, dar de ce l-a acționat ca rom și nu ca bărbat? Știi, pentru că fiecare dintre noi aparține mai multor identități, avem mai multe identități. Da. Eu în același timp sunt cetățean de etnie romă, burtos, chelos, da? Sunt în categoria cheloșilor, în comunitatea burtoșilor, în comunitatea românilor, în comunitatea celor din sectorul 4, a bărbaților, ortodoxilor și așa mai departe. Bă, de ce pentru mine identitatea de rom este cea care mă definește și nu mă definește identitatea de bărbat sau de ortodox? Pentru că ție ți-e mai la îndemână, pentru că n-ai de ortodox, te identifici tu. Am înțeles. Adică, din nou, nu faci decât să împingi despre povestea asta spun. Țiganul în afară. Țigan, exact. Da? Însă, dacă spui bărbatul tot bărbat, zice, hai mă, că nu-i chiar așa, asta mă. E de bine. Stai, că nu-i chiar așa. Uite, eu sunt... Pentru că în momentul ăla te incluzi în poveste. Dar chestiunea asta cu o identificare în afara ta nu arată, din nou, tot o să vorbesc despre povestea asta, limitele tale. Și limitele de a înțelege. Faptul că individul acționează în baza liberului arbitru, nu în baza apartenenței la o etnie, la o religie, la o minoritate sexuală și așa mai departe. Țiganii ocupă strada și fac petrecere. Urlă manelele în tot cartierul și poliția nu le face nimic. Așa e, dar din nou, uite, și pe asta trebuie să o confirm, dar Gigi Becali la fel face. Borcea când a făcut nuntă, la fel face. Dragnea când a făcut nuntă cu maneliști, bă, fix la fel face și el. Bă, or fi țigani și ăștia. Știi, adică, hai să ne uităm puțin în istoria României și să vedem ce se întâmplă. Și cum se întâmpla, spre exemplu, Hora, cum se întâmpla, cum se întâmplă Bâlciu. Uite, mergem acum în afara București și vedem Bâlciurile. Și o să vedem că, de fapt, cultura asta de a face petrecerile să te vadă lumea. E o chestiune care ține de cultură românească. Repet, în sociologie, cultură înseamnă tot ce transmitem non-genetic. Cineva care te urmărește acum zice, da, pe mine mă deranjează. Absolut de acord. Pentru asta tu trebuie să faci ceea ce trebuie să faci, în sensul că trebuie să anunți organele competente și ele să-și facă treaba. Fii atent, teoria mea e cam așa. Eu aleg să deranjez comunitatea în care stau. E alegerea mea. Pentru că sunt șmecher. Capital simbolic, din nou, în sociologie. Da. Sunt șmecher, dar cine-i ca mine? Tu plătești instituția, Poliția Română, să te apere de abuzurile mele. Da. Corect? Uite, ăla nu acționează. Pe mine nu mă plătești. Eu acționez în baza liberului meu arbitru. Logic. Ăla acționează pentru binele comun, trebuie să acționeze. Ăla nu reacționează niciun fel. Vine și zice, ai mă, șefule, sau îi zice, băi, termină-mă, tu știi cine e ăla? Da? Și atunci întrebarea este, pentru mine, bă, cine-i de vină? Pe cine ar trebui să fiu supărat? Pe infractor? Sau pe instituția statului pe care eu o plătesc din taxele mele și care există, funcția ei este să mă apere de infractor. Nu mă, eu mă apăr tot pe infractor. Pentru că noi nu avem cultura funcționării instituțiilor statului. La noi e chestia asta, lasă-mă că merge și așa. Doi, de foarte multe ori eu ascult muzică tare. Da? Și dacă ne ducem în apartament, o să vedem cultura picamărului. Băi, n-am înțeles cu aia care dau găuri. Deci noi avem cultura, da, muzica tare și așa mai departe, pentru că noi nu avem cultura respectului față de celălalt. Noi, în general, în spațiul ăsta, da, adică, lasă-mă, tu știi cine sunt eu, vrei să vin cu tata?
Dar chestiunea asta cu las că merge și așa, ciocul mic, capul plecat, sabia nu-l taie, ne-a transformat în niște pseudo-comunități. Noi nu avem valor negociat. Da? Și atunci, bineînțeles, din nou, nu facem decât să acționăm mânați de prejudecățile noastre și să punem etichete acolo unde nu sunt etichete, acolo unde e mai degrabă un comportament a unei societăți pe ansamblu. Repet, mergem și vedem bâlciurile. Hai să vedem dacă, spre exemplu, tot ce s-a întâmplat în momentul de față, uite, au fost sărbătorile de iarnă și toate bâlciurile astea care au fost chipurile festivalului de Crăciun, da, dacă toate astea au fost, nu au deranjat și pe alții. Au deranjat. Se întâmplă cu mari festivaluri de muzici și așa mai departe. Da. Dar e altfel de muzică, Gelu. Bine, și aici, știi, altfel de muzică. Dumnezeu să mă ierte, da? Beethoven în perioada lui era considerat un demen de mulți. Da? Nu mai spun de Chopin și de alții. Adică erau hip-hop-ul. Da? În momentul în care a apărut jazz-ul, lumea zicea, vai, s-a distrus muzica. Da? Și așa mai departe. Adică, știi, chestiunile astea de artă și de cultură, eu le-aș lăsa, știi, cu de gustibus, da? Adică, băi, totuși, e ok, ai telecomanda în mână, ai puterea de a-ți plăti biletul sau nu-ți plăti biletul, însă haide să nu considerăm cultura inferioară ceea ce mie nu-mi place. Da? Eu mă ascult și manea, și știu eu ce, și lăutărească, și muzică dar clasică. Dar nu confundăm asta cu tulburarea liniștii publice. N-are nicio legătură. N-are nicio legătură. De fapt, țiganii sunt putre de bogați. Uite cât aur, ce case și ce mașini au. Așa e taică-mi avea câteva kilograme de aur și munceam un citor dochier în șantier și mama la fel. 2% din populația de etnie romă, studiu, da, zanfir, zanfir. E o glumă asta cu kilogramele de aur, de, da? Bineînțeles că e o glumă. Da, zanfir, zanfir, 2% din populația de etnie romă are casă cu mai mult de 4 camere. Spre comparație, 7% din populație. Mai spune o dată, te rog, lucrul ăsta. 2% din populația de etnie romă are case cu mai mult de 4 camere. Ok. Da, asta cu mitul palat, presupune că cel care e bogat are și palat, presupunem, da? Spre diferență 7% din populația majoritară. Acum, logică vedem turnulețele lui știu eu cine, din Strehaia. Uite când venim iar. Da. Dar nu vedem vilele din Pipera. Alea-s mișto, mă. Alea-s mișto, alea-s făcute pe bani cinstiți. Da, logică, bă, da, bă, casele alea din Oaș sunt etalonul românismului. Casele de la Sintești, niște chiciuri, mă, da? M-am văzut, Doamne iartă-mă, Luvru în miniatură, undeva în Oaș. Da. Da? Eu n-aș fi băgat banii aia în casa aia ever, niciodată în casa viața albă, mea. Casa judecătoria Caracal, bine, etc., nu, etc. Astea erau la comunități de români în Oaș, da? Astea am văzut cu judecătoria și cu nu știu ce, știi? Acum, din nou, gustul. Bogăția. Bogăția... Știi, e relativă. Din nou, nu este... Cifrele arată că e o populație foarte mică, dar extrem de vizibilă. Că de fapt aici e vizibilitate. Și de nou ne venim la capital simbolic. Da. Minoritățile marginale, în general, doresc să-și afișeze avuția. Capital simbolic, teoria capitalului simbolic este din sociologie. Și dacă nu am un tricou pe care scrie mare Gucci să vadă lumea, ce am făcut? Toată lumea poartă altă firmă. Eu îmi permit alta, băi, adică... Cum reacționezi când ți se spune, explici foarte frumos, domnule sociolog, dar pe mine mă deranjează țiganii ăștia. Mă deranjează opulența lor. Nu mă interesează explicațiile tale. Da, bun, te deranjează opulența la ceilalți... Te deranjează opulența sau opulența țiganilor? Opulența țiganilor. E, înseamnă că ai o problemă, frățică. Că dacă te deranjează opulența în general, poți să înțelegi și stăm de vorbă despre problemă. Problema nu este opulența unei minorități. Opulența femeilor te deranjează? Prefer să nu răspund acum. Da, ai văzut, spre exemplu, la, când a preluat România Consiliu, da, da, ai văzut că parcă acolo erau la nuntă, la videle. Da, ce ținute mișto aveau tânticile și nenii de erau acolo. Erau haine elegante, Gelu. Foarte elegante. Da? Foarte elegant. N-am văzut pe nimeni zicând chestia că se poartă paiete la o ținută de la nivel european. Dacă era un eveniment țigănesc, zice, bă, a purtat ea, mă, din alea așa cu paiete sclipicioase. Înțelegi? Adică vedem de foarte multe ori, ne sară în ochi chestiuni care există în societate, dar când apar la țigani, zice, ai mă, uite, e la ei de fapt.
Pentru că de foarte multe ori termenul ăsta țigan aduce cu sine partea aia urâtă a societății. Exact. Adică, băi, noi nu facem așa. Noi suntem buni, harnici, ospitalieri și străini ne-au vrut pământul și sarea, dar și pâinea, bineînțeles. Cine-s răi? Țiganii, mă. Ăia fac toate. Noi să furăm noi ferea, noi nu furăm, ne descurcăm. Dar ți-aduce aminte că în perioada comunismului toată lumea se descurca. Băi, nimeni nu fura. Nimeni nu fura. Inclusiv și acum există mentalitatea asta. Bă, ce faci? Din ce trăiești? Mă descurc, frățioare. Nu contează ce face. Dar atâta timp cât nu dau în cap, exact. Nu dau în cap. N-am dat în cap la nimeni. Frate, dacă n-ai dat în cap, înseamnă că e bine. Dacă era ăla plecat și tu te-ai intrat acolo și ai luat, n-ai dat în cap. E ok. Dar cu furtul e extrem de tolerat. Bogăția revenind la noi, da, e văzut așa ca o chestiune aparținând unor minorități, dar nu, n-are nicio legătură. Opulența este aceeași într-o societate în transformare și pentru rom, și pentru maghiar, și pentru cine vrei tu. A, generațiile care sunt bogate de ani de zile, nu mai au nevoie să-și, nu mai simt nevoia să-și etaleze. Uh-huh. Însă, și închei cu chestia asta, ce face românul dacă ar avea, ce și-ar dori românul să cumpere dacă ar avea 100 de mii de euro? Ce? Casă și mașină. Nu orice casă, nu orice mașină. Să vadă lumea că el e cineva. Țiganii merg cu mașini de lux să-și ridice ajutorul social. Uite și asta mișto. Da, bă, există cazuri, nu pot să spui și acum, cât se poate de serios, există cazuri multe de păcălirea sistemului. Oameni care nu merită să ia beneficii sociale, ajutor social, pensii și așa mai departe, dar care le fac. Acum, faptul că, din nou, principalul țapi spășitor este o minoritate, da, e puțin ciudat. Da, pentru că eu știu cazuri așa de oameni foarte, foarte mișto și cu averi considerabile care încă stau la mila statului. Și fiind români. Și încă dacă poate, zice, cum e, dacă merge, de ce să nu iau? Corect. Da? Ți s-a dat, nu ți s-a luat. Corect, adică de ce să nu iau? Stai mă, când știu la persoane, adică știu la persoane, dar văd zone întregi unde pensiile astea de dizabilități da, au explodat așa deodată. Și vezi, spre exemplu, că în zona aia a crescut numărul de pensionari pe caz de boală cu 300% în ultimii 2 ani. Și nu exagerez. Și nimeni nu se întreabă de ce. Dar e stigmatizată populația în mod real dizabilitată în felul ăsta. Absolut. Absolut că se distruge, se pervertește tot principiul. În mod normal ar trebui să fie un sistem de avertizare timpurie pe care sistemul de protecție socială și asistență socială ar trebui să-l aibă în practic, astfel încât astfel de fraude, care există în toate sistemele din lume, da, să poată să fie estompate. Nu pot fi eradicate, pot fi doar estompate. La noi nu există. Și atunci, din nou, pentru toate fraudele astea din sistem, da, se vorbește despre Pardalean, ăla care s-a dus să ia și el 3 găini. Da? E corect că lângă Ion, care face fix același lucru. Da? Sau e Vasile, care face, sau uite, e și Piști, care face fix același lucru. Da? Însă, de Piști nu poți să zici că nu e bine. Da, de Ion, stai puțin că și eu, nu rămâne decât săracul Pardalean. A, nu se înțelege că nu se întâmplă. Se întâmplă. Însă, din nou, eu am pretenție la stat să mă protejeze de cei care vor să, de instituțiile statului, să mă protejeze de cei care vor să beneficieze de măsurile pe care statul le promovează în mod corect pentru grupurile vulnerabile. 2. Suma alocată pentru asistență socială, beneficii sociale de România este cea mai mică din Uniunea Europeană. Adică ideea asta că vai, da, suntem un stat de asistat social și mulți da, este una profund, profund falsă. Țiganii sunt de vină pentru țiganizarea și manelizarea țării și pentru felul în care arată România de azi. Da. Chestia asta împotriva manelei nu e nou, da, și manelizare. Secolul XIX este prima luptă a intelectualității vis-a-vis de manea, pentru că intelectualitatea care studiază în vest considera maneaua ca un exponent a orientării României către Orient. Și ei vreau să o ducă către Occident. Da. Și atunci au venit și au atacat foarte mulți maneaua și zic că nu, maneaua e simbolul orientalismului, e retrograd. Noi trebuie să vin cu lidul, cu valsul, cu și așa mai departe. Da? Și au fost și unii care au zis, nu, stați puțin că partea asta orientală e parte din cultura românească, ghișce. Da? Maneaua nu are nicio legătură cu romii.
este cântată de rob, ca și folclorul. Da, deci pe același silogism am putea să spunem că folclorul, da, tot ceea ce înseamnă folclor românesc, a fost păstrat sau este datorat romilor. Pentru că pe ani, sute de ani, tot folclorul era cântat doar de romi, pentru că a cânta nu era considerat o meserie demnă pentru ceilalți. Da? Și cei mai mari rapsozi, cei mai mari folcloriști, da, cântăreți pe care spațiul românesc i-a avut, sunt de etnie romă. De la Grigoraș Dinicu, cel care a întemeiat, da, orchestra de folclor radio, la Maria Lătărețu, da, la mulți, Zavai Doc și mulți alții. Dacă stai și mergi pe același silogism, uite, inclusiv, cum să spun eu, doinizarea României, da, ar fi cauzată sau s-ar datora romilor. Nu, din păcate, manelizarea în spațiul românesc din nou ne duce cu gândul la o cultură inferioară, ceea ce din punctul meu de vedere nu este. Și sunt convins că peste, știi, e un standard dublu, mă duc la anunți de foarte multe ori și văd lume foarte serioasă, așa, scurțoasă, stând până pe la vreo 1 numai la masă. Băi, și stă, pac, mă uit așa la doamnă, păi și când bag o manea, pac, sare părinți și începe să se buricească, știi? Și atunci stai și te gândești, dacă îl întrebi a doua zi, băi, ție îți plac manea? Nea, frate, ce-ai eu, manea, doamne, urâtă, urâtă, dar dacă îl întrebi de cine e mai tare, Nice sau Salam, garantat spune de Salam. Știu lume care reacționează acum așa și zice, niciodată nu o să spun asta, maneaua nu mă reprezintă. O, da. Știi bine lucrul ăsta. Bineînțeles. Da. Dar sunt convins că sunt unii care nu ascultă un gen de muzică. Că se numește manea, rock, da, blues, clasic și așa mai departe. Cunosc mult mai mulți oameni care n-au călcat vreodată într-o sală de teatru sau într-o sală de concert radio. Never! Nu, e libertatea lor. Da? Hai să mergem mai departe. Nu-i consider inferior sub nicio formă mie. Să mergem mai departe, le mitraliez, că mai avem te multe. Țiganii sunt de vină pentru imaginea proastă pe care o avem în străinătate. A, uite, la asta mă gândeam dimineața, jur că la asta mă gândeam dimineața în timp ce conduceam și auzeam știrile, da? Și no, eu primesc și un flux de știri la mine la birou și vedeam știrile despre România și mi-aduceam aminte că în ultimii 5 ani, 10 ani, cred că, de la Mailat încoace, ca să luăm, nu a mai fost nicio știre puternică vis-a-vis de romii la nivel european. Și că imaginea este mai degrabă data de o țară coruptă, da, deturnată de niște politicieni, o țară care pare să se întoarcă acolo unde nu dorea să se întoarcă, respectiv la un stat relativ autoritar. Sigur că imaginea României este dată de ceea ce se întâmplă la nivel național. Într-o perioadă, la începutul anilor 90, România era cunoscută ca țara copiilor cu dizabilități, da, care mor în spitale, da, și pe urmă ca o țară a țiganilor care trăiesc ca în secolul XVIII, acum ca o țară coruptă, da, mâine Dumnezeu știe ce va fi. Ceea ce noi trebuie să facem este nu să ne lamentăm, pentru că din păcate imaginea asta de o țară aflată la limita Europei, limita din multe puncte de vedere, da, nu este de acum. Dacă citim mărturiile călătorilor din secolul XIX, vedem că România era zugrăvită cam la fel ca cum spui tu în momentul de față. Și noi ar trebui să ne facem curat în propria casă. E aiurea ca în casa noastră să fie super mizerie și să ne supărăm când cineva ne spune că la voi în casă e mizerie. E aiurea, da? Băi, da, din păcate, parte din societatea românească este una care trăiește din furt, una care încearcă să se descurce. Este descurcatul de la noi, e furt acolo. Dar cercetătorii pe care îi vedem în București și tolerăm peste tot și în țară, în afară nu mai sunt acceptați. Și în momentul în care îi întreabă de unde sunteți din România, zic, aoleu, uite ce se întâmplă acolo. Dar la noi nu se întâmplă nimic, nimeni nu acționează cu ei. Și așa mai departe. Adică în momentul în care vom înțelege că valorile europene înseamnă și schimbarea propriei percepții asupra propriilor situații, s-ar putea ca lucrurile să se schimbe. Să revenim oficial la denumirea țigan. Nu rom, că se confundă romii cu românii și toată planeta crede că România e țara de țigani. Așa este, da. Repet, eu am scrieri din 1780 a unor diversi autori
internațional, cu Găneceanu l-am dat din 1830, care spun foarte clar că romii între ei se numesc romi. Țiganii între ei se numeau romi. Spun foarte clar, fără putință de tăcată. Nici nu puteau să-și închipuie oamenii care trăiau în robie că la un moment dat o să nască o țară care se numească România. Din păcate, o relativă omonimie, asemănarea de cuvinte cu forme diferite, a trezit cele mai dure și cele mai ciudate scenarii. Am auzit scenariile că Soros este cel care a introdus denominația asta. Am auzit scenariile că îi devină Iliescu după 90, că el însuși ar fi țigan și că de fapt nu știu ce. Când de fapt termenul ăsta există în dicționarele explicative ale limbii române din 1939. De atunci există în dicționare. Ca să existe în dicționare, el trebuie să fie în limbă de mult. Da? De, menționarea lui în documente cu Gălnicianu, Doamne iartă-mă, e cu 100 și ceva de ani înainte, cu vreo 60 de ani înainte ca termenul de România să existe. Nu spun că ouul a fost înaintea găinii, ferească Dumnezeu. Spun doar că e o banală omonimie. Dar care nu a făcut decât, sau relativ omonimie, că nu e omonimie. Deci perfectă. Nu e o invenție a politicilor corecte. N-are nicio legătură, absolut nicio. Că revenim la politicile corecte. S-a înnecat ca țiganul la mal. E, asta e foarte mișto, da, în perioada robiei, știi că întotdeauna pun întrebarea asta și am scris, cred că și la un moment dat, și un articol despre subiectul ăsta. Una dintre pedepsele care se dădeau celor care fugeau din robie, și erau mulți cei care fugeau, era că ei erau prinși, legat de piciorușe și arunca într-un râu. Sau într-o apă, într-un lac, ce Dumnezeu era. Sau inde, sau... Da? Și sau, cu toată șatra martoră. Li se promitea eliberarea dacă reușeau să scape. Însă întotdeauna, da, erau doi care trebuiau să-l tragă de picioare înapoi în albia râului sau în albia lacului, în momentul în care nefericitul ajungea aproape de mal. Ideea era să moară întotdeauna aproape de mal, astfel încât să fie, da, vizibil pentru ceilalți și ceilalți să nu mai încerce. Radu Jude a luat ideea asta în faza de final a lui Aferim și a schimbat-o un pic în tăierea testiculelor, da. Da? Dacă ați văzut filmul. Însă, cam pe acolo e. E, bine, deci tu erai condamnat să nu reușești. În momentul de față, a te neca ca țiganul la mal a devenit mai degrabă, nu e în stare să ducă la bun sfârșit. Exact. E bine. Câtă lume știe de unde vine povestea asta? Foarte puțin, foarte puțin. Noi înșine nu știm. Adică noi, cei care lucrăm în zona de human rights, Roma minorities, nu știm foarte bine despre ce e vorba. Pentru că domeniul este destul de puțin studiat. Foarte puțin studiat. România a acceptat să discute despre robie în manualul de istorie anul trecut. Și din 2019, de la finalul 2019, vom avea un program a istoriei României. Ca să fie limpede, ce trebuie să știe în mod simplu cineva care pronunță s-a înnecat ca țiganul la mal? Vreau să fie un mesaj limpede. Că mai rasist de atâta nu se poate. Mm-hmm. Da? Efectiv, mai rasist de atâta nu se poate. Pentru că vine de la o realitate a unui fapt în care niște oameni erau omorâți. Pur în felul și ăla. În felul ăla, da. E ca și cum ai spune, iertați-mă, afroamericanilor, dacă da, să le dai foc în timp ce îi spânzuri. Mm-hmm. Da? N-ai să vezi vreodată așa ceva. Adică chestia asta frizează bunul simț. Da? E mult prea mult să spui o astfel de chestiune. Ne certăm ca la ușa cortului. Mă, uite, la ușa cortului ai fi surprins, da? Dar credeți, eu am făcut o gafă odată, da, într-o comunitate din asta, în sensul că am înjurat. A fost o înjurătură light, deci nu ți-mi pui, da? Dar au venit bătrânii la mine, m-au tras deoparte și am zis, nu ți-e rușine, cum poți să faci ceva așa ceva? Că uite, sunt copii prin jur. La ușa cortului nu se înjură. La ușa cortului oamenii au un atât de mult bun simț de te-aș invita odată numai să vezi cât de multă cât de multă rușine poți să experimentezi știind ceea ce tu crezi despre ei. Da? Adică respect, bun simț, da, știi, conservatorismul ăla, da, dus în, care, pe care, despre care citim că se întâmpla în 1900, nu știu cât. Da? Și ce-ai răspuns cuiva care spune acum, domnul Duminică, nu îmi spune mie de asta, că eu știu ce se întâmplă în țigănie. Adică am nu, fii atent, ușa cortului versus țigănie, aia e o mare diferență. Da? Ușa cortului înseamnă romii tradiționali, da, romii ăia, da, care încă stau în șatre, mai sunt câteva, da, și așa mai departe. Acolo lucrurile sunt un pic diferite. E bine să precizăm. Da? Țigănia nu mai înseamnă neapărat comunitatea de romi.
Și țigănia înseamnă, da, era mahala și țigănie, ci înseamnă mai degrabă un conglomerat așa de comportamente sociale. Citez. Am fost la magazin și m-am țigănit cu vânzătoarea. Da. Mă țigănesc cu vecinii să izolăm blocul. Ce e țigănia asta aici? Măi, eu știi, zic întotdeauna, da mă, voi românii dezbateți, noi ne țigănim. Ce să facem? Dacă da. Voi căutați argumente, nu faceți decât să vă atingeți catarsisul, dar noi ne țigănim, fraților, dacă ta știm și noi ne mai ridicăm și poalele în cap, ce să facem? Asta știm, da? Adică, pentru același timp de comportament avem cuvinte diferite. Da, pentru același timp de atitudine avem cuvinte diferite care nu sunt decât etichete. Teoria etichetării sociale, Samuel Becker. Pentru că suntem aici. Le zic, cioară, cioroi, irandă, puradei. E, bun, fii atent, ai pus două lucruri diferite. Da. Cioară, cioroi, da, există ca termen care este folosit pentru rom. Există. Tenu e aruncat în zona asta, la fel erau și afroamericanii, da, cioară, cioroi, la fel sunt și magrebienii, cioară, cioroi, și așa mai departe. În general, populațiile astea care au fost... au suferit au fost victime de servituții, au avut inclusiv acest tip de etichetă. Puradel și ce mai zis? Pirandă. Pirandă. Bun. Dacă îi spui cuiva pirandă și dau și e de vorbitor de limbă, ce îți face piranda și îți dă la un pumn în ochi, să nu te superi. Da? Pentru că? Pentru că pirandii înseamnă curvă. Da? E un termen urât. Da. Da? Și dacă tu spui ce-ți face piranda și ăla te ia la șuturi, să nu te superi, că e ca și cum ți-ar spune despre nevasta ce face curvata de acasă. Da? Odată. Doi, puradel nici măcar nu există, este din limba maghiară, da? Înseamnă purde, vine din purde, bine, da? Care nu înseamnă decât copil murdar. Am multe de mitraliat, trebuie să ne grăbim. Nu vreau să fie copilul meu în clasă cu un țigan. Da, vrei să fie numai cu blonzi, cu ochii albaștri, da, și bogați. Bun, dacă societatea ar fi făcută numai din blonzi, cu ochii albaștri și bogați, extraordinar. Dar nu faci decât să nu-ți pregătești copilul pentru ceea ce societatea de afară înseamnă. Și nu va face decât copilul tău să trăiască într-un glob de cristal care nu are nicio legătură cu societatea. În societatea asta există și țărani, și nețărani, și intelectuali, și oameni care muncesc cu cârca, și oameni care fură, și oameni care cântă, și oameni care de toate felurile. Tu, copilul tău, trebuie să-l înveți să valorizeze diversitatea și să învețe de la fiecare. Dacă nu vrei să ajungă un biet rasist. Accelerăm. Degeaba vorbește bine țiganul ăsta la televizor, nu e reprezentativ pentru țigani. Cei mai mulți rămân impuțiți, nespălați, hoți. Dar eu nu sunt reprezentativ pentru nimeni, eu sunt reprezentativ pentru mine și familia mea, punct. Da? La fel cum cred că nici tu nu ești reprezentativ pentru toată societatea românească, cum domnul Dragnea nu este reprezentant pentru societatea românească, cum domnul Năstase nu este reprezentant, cum domnul Gigi Becali pentru societatea românilor, comunitatea românilor și așa mai departe, domnul Pațaiche pentru societatea Lipovenilor și așa mai departe. Adică nu trebuie să ne arogăm titlurile pe care nu le avem, dar nu sunt reprezentant decât pentru nu reprezint decât educația pe care am primit-o în propria familie și în școlile pe care le-am urmărit. Politicile astea corecte sunt niște manevre ale lor puternici care vor să distrugă România și să o transforme în zona gri a Europei, țara țiganilor, ghetoul lumii civilizate. Da, politicile astea, știi, într-adevăr trebuie să există o limită în ceea ce privește political correctness-ul. Da? Pentru că politica correctness-ul dus în extremă nu face decât să te ducă în cercul dependenței. Ca în orice chestiune, excesul dăunează. Dar aici trebuie să stăm de vorbă, da, și să negociem foarte cu clar unde răbdare, este pentru limita. Că s-ar putea să se înțeleagă, absolut, politica corectă e o tâmpenie. Nici de cum. Da? Nici de cum. Corectitudinea politică, pardon. Corectitudinea, da. Da, și de aici varianta 2. Da, corectitudinea politică înseamnă de foarte multe ori și măsurile afirmative pe care trebuie să le faci pentru anumite grupuri. Și uite, grupul pe care îmi vine cel mai la îndemână este, închipuiești ce s-ar fi întâmplat cu societatea românească, cu femeile din societatea românească, dacă acum vreo 40-50 de ani nu erau măsurile de corectitudine politică în ceea ce privește, da, doamnele. Și în momentul în care nu existau locuri la universități pentru domniile, da, lor, în momentul în care, da, societatea nu a reacționat puternic astfel încât egalitatea dintre femei și bărbați să capete substanță, nu s-a atins încă, dar măcar a căpătat o substanță comparativ cu acum 40 de ani.
Da, dacă ar fi fost să gândim și atunci, erau foarte mulți detractori, cei care spuneau, a, femei, astea n-au minte, mă, drept de vot la femei, ce aveți, mă, sunteți nebunile, nu sunt în stare, nu reușesc. E bine, au trecut 50-70 de ani din momentele alea și în momentul ăsta ni se pare atât de normal. Dar schimbările sociale, de foarte multe ori, se fac inclusiv prin ceea ce numește echitate. Dai mai mult celui aflat în nevoie. Foarte scurt. Adevărul e că țigănimea are muzica în sânge. Doar de asta sunt buni. Da, am zis mai devreme că am recunosc că avem celule cântăcioase. Da? Acum, trebuie să spunem că timp de aproximativ 100 de ani, 500 de ani, cântatul era apanajul exclusiv a sclavilor romi. Sunt scrieri care arată foarte multe că boierii și domniile își trimiteau sălașele de țigani, de țigani la Stambul să învețe muzică. Arta dramatică, măscărice, erau tot acolo. Vasilache și Mărioara, dar e Vasilache țiganul, zice clar Alexandrii și așa mai departe. Dar toți embrionii ăștia de entertainment, să zicem așa, erau în zona sclavilor, robilor, pentru că nu erau meserii bune pentru ceilalți, nu erau meserii demne pentru ceilalți, ceilalți trebuia să lucreze pământul și așa mai departe, nimeni nu-și dorea să devină lăutar. Și transferând generații din generații, da, aptitudinea, logică ea s-a dezvoltat. E ca și cum am spune că e în sângele tău să ari pământul. Sunt convins că habar n-ai să ari și habar n-ai să prășești, la fel cum eu sunt total afon, chiar dacă mama și-a dorit să fac liceu de muzică. Gelu, încheiem. Dar trebuie să încheiem într-un anumit fel pentru ca cei care ne-au urmărit, sper, să înțeleagă ceva. Ai vorbit despre muzica în sânge și ai pronunțat cuvântul entertainment. Da. Noi am și râs, eu am și râs în emisiunea asta. S-au și spus glume. Cum facem ca o emisiune de felul ăsta să nu se transforme în ce ni se întâmplă zilnic? Pentru că noi înșine, noi toți, scoatem pe gură cuvintele astea pe care le-am denunțat aici, râd când le aud și am senzația că s-a terminat o emisiune de divertisment. Cu ce sunt mai bun dacă nu spun s-a înnecat ca țiganul la mal? Cu ce sunt mai bun dacă folosesc rom în loc de țigan? Cu ce sunt mai bun dacă mă gândesc la individ și nu la etnie? Cu ce mă face mai bun? A, știi cum e? Nu-i da cerul la ceea ce tu nu-ți dorești. Știi? Adică dacă tu îți dorești ca al tău copil să fie într-o clasă separată doar pentru că e copilul lui Ștefănescu și că, uite, nu, profesorului nu-i plac bărboși. Dacă tu îți dorești ca al tău copil să fie tratat rău doar pentru că tasul lucrează la televiziune. Dacă tu îți dorești ca al tău copil să fie considerat hoț doar pentru că tu ești român și ăla consideră că națiunea română e într-un fel, atunci fă asta cu romii. Știi? Adică nu poți să ceri ceea ce nu oferi. Dacă ceri demnitate, respectarea individualității tale, să fii judecat după ceea ce faci, nu după ceea ce se crede că faci, trebuie să oferi lucrul ăsta. Adică e o chestiune de conștiință, e o chestiune de respect, de banal respect, de a oferi celuilalt ceea ce tu îți dorești să primești. Bă, merită nasoale? Mă face mai civilizat? Dar... Te face mai om. Da? Aici să ne oprim. Te face mai om. Mulțumesc foarte frumos, mare Gelu. Drag. Succes în tot ce faci. Le bune, mersi. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, mulțumim foarte frumos pentru încredere. Ne vedem săptămâna viitoare. Noapte bună!